Aveam mari emoții pentru că am avut și barea și poate e posibil să fie ghinion să o intre mingea în poartă, dar trebuia să câștigăm meciul ăsta. Este o echipă norocoasă, mulți spun că a câștigat în ultimul minut, sigur a și pierdut puncte în ultimul minut, dar mulți spun că este norocoasă, cel puțin în aceste ultime partide, și pentru că adversarele pierd puncte importante și pentru că Steaua câștigă pe final. Da, asta este. Așa a vrut Dumnezeu. Deci în returul ăsta poți să spui o stea norocoasă, o stea care n-a fost niciodată asemenea noroc. Dar dacă este domnul Cenat, pentru că eu nu-l văd în acum la televizor, domnul Cenat este în studio. Domnul Cenat, aduceți-vă aminte când săptămâna, nu, și joi sau când a fost, nu? Că am intervenit eu atunci la canal, adică m-au sunat, duminică, da, m-au sunat și le-am spus atunci, domnule, am încredere în pandurii. Și domnul Cernat, cum aveți încredere? A zis, da, domnule, o să bată pandurii pentru că așa vrea Dumnezeu și o să-i bată Dumnezeu, că așa vrea Dumnezeu, ține cu mine. Și uite necredincioșilor, că așa va fi. Bine, atunci am exagerat puțin eu. Ei s-au supărat, dar uite că s-a adevărat ceea ce am spus eu. E totul numai mâna lui Dumnezeu. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. De ce mai joacă? De ce mai pregătește Lăcătuș echipa? Ce mai joacă? De ce mai pregătește? Păi stai puțin, că trebuie să ai și valoare și Dumnezeu mai ține și face și dreptate. Pentru că Steaua câștiga cu punctele în Liga Campionilor și e normal Steaua să se ducă în Liga Campionilor de pe primul loc, nu? Și plus de asta, Dumnezeu mai ține și cu oamenii credincioși și cu oamenii buni, oamenii care merită, zic eu, nu? Eu nu știu. Sincer, vă așteptați atât de repede să recuperați handicapul de 8 puncte? Nu mă așteptam. Speram, adică tot timpul am sperat și am avut încredere în Dumnezeu, domnule, ca să spun. Tot timpul, deci de ultimii 3 ani v-am spus, Dumnezeu va face, Dumnezeu va face. Și aveam încredere în Dumnezeu, de-aia spuneam eu, de-aia eram optimist. Domnule, să vezi că așa va fi, că așa va fi. Mă gândeam că prea mult mă iubește Dumnezeu și că mai îmi va da încă o mare bucurie, nu? Dar așa de repede, așa ca să mă mângâie Dumnezeu în halul ăsta și să mă alinte în halul ăsta, nu mă așteptam. Mai aștept de la Dumnezeu acum al mânii pe Dumnezeu probabil și mai aștept încă pe duminică să mai avem încă vreo 36 puncte diferență ca să fie total, ca să vadă toată lumea asta ce înseamnă încrederea în Dumnezeu, că El face totul. Bun, ce fac ceilalți? Steaua mai pierde, mai sunt 7 etape până la finalul campionatului, mai jucați cu Timișoara, mai jucați în Ștefan cel Mare, meciuri grele la Galați, la Bistrița. La Craiova, na. Astea nu pot să știu eu. E posibil. Îmi place cum joacă Steaua, sunteți mulțumit de felul în care joacă echipa, lăsând la o parte toate celelalte socoteli. Da, sunt foarte mulțumit. De moment ce mai ai 2 goluri, ai bară, ai ocazii, sunt foarte mulțumit. Nu, pentru că lumea spune că am jucat foarte bine la Vaslui, de exemplu. Sigur, importante sunt punctele, mai ales în acest moment și la lupta care este, dar jocul stele așa ca spectator, ca un privitor neutru. Păi ce credeți că Steaua joacă singură? Ce să facă Steaua? N-ați văzut la 2-0, deja s-a descătușat, pasa, am dominat clar și la 2-0, deci acolo atunci s-a văzut valoarea Stelei când după ce a marcat golul. Când pasa, când făcea artificii de tehnice, nu?